sunt librar pentru o zi, librar pentru câteva ore și o să vă recomand câteva cărți și o să insist să le cumpărați. Una dintre ele este Problema Spinoza. Eu am citit-o de 4-5 ori, e plină de însemnări și m-a schimbat mult. A avut un efect foarte puternic asupra mea. Tot de Irving Yalom este Plânsul lui Nietzsche și mai găsit și Schopenhauer, sunt editura cu Manifest. Apoi Dragul meu turnător al lui Diceanu. Asta apropo de cine turnător în ziua de astăzi și cine trădează țara, era ca pe vremea aceea. Eu votez de nea, nu putea să lipsească. Și înainte de a începe să vă pun cărțile, aș vrea să vă citesc două pasaje, unul din Eu votez de nea și unul din Problema Spinoza. Eu votez de nea este o carte de interviuri a lui Cristian Tine, care a stat de vorbă cu Daniel Moran și cu alți participanți la crearea de nea. Și întrebarea era dacă lucrurile se termină în 2012 sau dacă continuă, dacă DNA va fi terminat, distrus sau va continua. Și răspunsul este, asta depinde de noi. Lucrurile se vor termina când noi, ăștia puțini, vom deveni blazați și vom spune că nu se poate. De ce? Pentru că nu primim niciun beneficiu direct din ceea ce facem. Este esențial ceea ce se întâmplă și văd generațiile tinere, care sunt mai articulate decât eram noi și mai implicate în chestiuni sociale. Da, nu suntem normali noi, cei care credem că anticorupție este drumul înainte. Adică cine suntem noi să venim să spunem că România de mâine va fi o Românie a oamenilor corecți? O Românie în care fiecare are șansa lui, pentru că regulile nu sunt manipulate, și nu câștigă doar cine face parte din establishment. Cine suntem noi să spunem asta? Ca să te mai și lupți pentru ideile astea, trebuie să fii puțin altfel. Iar dacă nu ți-e frică, înseamnă că ești de-a dreptul ciudat. Pentru a spune lucrul pe nume în momente cheie, trebuie să ai curaj. Vrem să fim normali? Eu cred că nu. Înainte de a trece la Spinoza, apropo de normalitate și de cine aduce progresul, și Marten și Shaw au spus că sunt două categorii de oameni pe lumea asta. Prima categorie este formată din oamenii care se adaptează lumii conjurătoare, imediat și cu multă ușurință, adică oamenii normali. A doua categorie este formată din oamenii care vor să adapteze lumea înconjurătoare după ei. Numai aceștia din a doua categorie aduc progresul. Și dacă vă gândiți în istorie, întotdeauna a fost unul care a avut o idee, un vis. Și apoi au fost doi sau trei în jurul lui și visul s-a realizat sau nu, dar atunci când s-a realizat, a adus progres. Și pot să vă dau exemplu Martin Luther King, I Have a Dream, și mulți alții. Întotdeauna pleacă de la un om. Întotdeauna pleacă de la un om. Așa că suntem, nu suntem normali și suntem din a doua categorie. Vrem să adaptăm lumea la ceea ce credem noi că trebuie. Și acum, chiar din partea de început, suntem în anul 1656 la Amsterdam, când Baruch Spinoza, foarte tânăr, vindea sau încerca să vândă, că era mergea destul de prost vânzarea, să vândă dintr-un magazin din asta de toate, gen alimentară, în Amsterdam. Și intră un filozof și are o discuție cu el, îl întreabă, de ce te uiți tinere pe geam? Ce faci toată ziua aici? Merge vânzarea? Nu merge vânzarea, spune Baruch Spinoza. Și ce faci toată ziua? Mă uit pe geam. Și mai departe vă citesc. Priviți,
toată lumea în mișcare, se agită încoace și încolo ziua întreagă, viața întreagă. Cu ce scop? Bogăție, faimă, satisfacerea poftelor? Cu siguranță aceste scopuri sunt greșite. De ce? Îl întreabă filozoful. Bento se înroși puternic, niciodată nu mai împărtășise cuiva astfel de gânduri. Dar răspunde. Vreau să vorbesc despre fericirea nepieritoare. Ea se află în altă parte, nu aici unde alergăm toată ziua. Știu că fericirea nu se află în obiectele perisabile, nu se află în afară, ci lăuntrică. Mintea e cea care hotărăște ce e înspăimântător, lipsit de valoare, de dorit sau neprețuit și, prin urmare, mintea, și numai mintea, e cea care trebuie modificată. Totul e capul nostru. E frumos, e urât, e bun. Da. Și acum sper că vă determin să cumpărați aceste cărți. Gata, ne-a să terminăm. Cum a fost în Bulgaria? Nu am spus că voi rămâne ministrul justiției în Bulgaria. În mod incorrect au tratat, au titrat televiziunile. Dar am fost... Am avut această discuție cu organizațiile neguvernamentale. Am fost invitată de organizațiile neguvernamentale, una dintre ele fundație finanțată de italieni, care a decis să-mi dea premiul Giovanni Falcone pentru lupta anticorupție. Și au venit multe organizații neguvernamentale, presă, au venit și câțiva miniștri cu care am avut întâlniri și bilaterale, așa au dorit. Și au fost să le povestesc despre DNA. Asta după ce dădusem televiziunea în Bulgare 5-6 interviuri de o lună de zile, pentru că bulgarii sunt foarte invidioși pe noi, să știți, și nu numai ei. Și cehii, și polonezii, și multe alte națiuni din jurul nostru, ei, de ce, la ei de ce nu se întâmplă ce se întâmplă la noi. La ei...